Da, iată-ne pe drum, cum am spus că ne auzim de pe drum. Pentru voi câteva secunde, pentru mine ziua următoare. Hai, Ioana, hai, zi. Dar ce faci ăla cu motorul, mă? E scooter sau e motor? 2,3 km. Păi îngheață venele în ăsta. Da, s-a oprit să fac și el în 45 de minute. Da, cum am spus, pentru voi câteva secunde, pentru mine ziua următoare. Sunt pe A8 în Germania. Dacă ne lasă cineva să ne încadrăm, plecăm spre casă. Dar ne lasă. Mai ales fiind urcare, mulți sunt deja pe banda 2. Pe A8, direcția România. Ieri după ce am filmat interiorul, am mai stat vreo 2 ore. Acum scuzați-mă dacă mă bâlbui un pic până mă încadrez. Ai tu nicio semnalizare, prietene. Mai stat câteva ore, vreo 2 ore, după ce v-am filmat interiorul și am primit încărcare din Germania, de la intrare din Germania, unde am pus story-ul astăzi dimineață. Nu știu exact când o să apară vlogul, dar bănuiesc că pe sâmbătă să-l pun. Astăzi am ajuns, mă pierd, mă, vezi? Emoțiile, că n-am mai filmat de mult. Da, în Germania, la intrare în Germania, dinspre Elveția. Am încărcat astăzi de dimineață, unde am pus și story-ul, cum am zis. Ce am făcut? Am încărcat de acolo, pe urmă am mai primit încă o încărcare, tot aceeași firmă, tot aceeași fabrică, mai avea o firmă mai micuță la vreo 50 de kilometri, dar era în drumul spre casă, pe A5. Și cam atât am făcut, 2 încărcări. Marfa e ok ca și kilograme, mă încadrez în greutatea de pe talon, scuze colegul. Așa, și pornim spre casă, marfa este oarecum urgentă. Dar am timp și de odihnă, pentru că marfa e așteptată mâine după masă, adică vineri după masă la orele între 2 și 3 la amiază, după masa. Acum la mine ceasul e 4 și mai am 1200 de kilometri până acasă, așa că avem timp. 1200 de kilometri, n-am remorca după mine, mă duc cu 100 constant. 1200 de kilometri, hai să zic așa, fără odihnă, fără somn, undeva la vreo 15 ore, mai mult de 15 ore n-ar trebui să-mi ieie. Așa că este timp, nu-i stres cu timpul. Și da, bă, dar de ce stă acolo, e deschisă banda aia. Da, aici cu urcările și coborurile de pe A8, de la începutul A8-ului, de la 5, de la juncțiunea cu A5. E interesant, e greu de urcat, oricât de, dacă ești încărcat, oricât de tare mașina ai avea, părerea mea că cam pe orice mașină de transport, îngenunchează urcările astea, n-ai cum să reneci. Când ești gol, nu le simți. Da, ce vreau să zic, am avut un comentariu cu întrebarea dacă se merită sau nu să-ți faci firmă pe 3,5 tone. Acum depinde ce înțelegi. Ce se înțelege prin a-ți deschide firmă pe 3,5 tone? Dacă părerea mea, deci vin și subliniez, e strict părerea mea. Dacă vrei să-ți iei o singură mașină și să-ți deschizi firmă pentru o singură mașină,
pe care evident, e clar că nu îți permiți să-ți angajezi un șofer și trebuie să stai tu pe ea, să trăiești doar dintr-o singură mașină, indiferent dacă e pe tur-retur sau că e pe comunitate, eu zic că nu se merită, nu poți, este efectiv imposibil. Dacă nu ai și alte finanțări din altă parte, dacă nu mai ai o mică afacere sau vreo moștenire de la vreo bunică bătrână. Da. De ce? Pentru că unul la mână taxele sunt relativ mari, motorina e bine, acum vin și aberez un pic aici și o să-mi spuneți, băi, dar cum spui că nu se merită să ai mașină când atâtea firme de transport și bineînțeles și la noi, la firma de transport la care lucrez eu, sunt două mașini de 3 jumate afară. Cum își permit patronii să plătească șoferii? Firma noastră de transport, firma la care lucrez eu, mai are și camioane și oarecum se acoperă costurile și cheltuielile. Dar trebuie să stai să te gândești altfel. În momentul în care ai o singură mașină, dacă ești tu pe ea, tu ca șofer, ai grijă de ea. Vin și spun că nu toți șoferii, și nu vreau să jignesc pe nimeni, nu toți șoferii țin la starea tehnică a mașinii pe care lucrează. Și nu neapărat la starea tehnică, dar trebuie să știi cum să abordezi mașina, să ai grijă de ea, că dacă n-ai grijă de ea, ți se strică. Ei, în momentul în care ai o singură mașină, baia, vă dau exemplu clar, scurt și la obiect, și cu asta se spune tot. Nu săptămâna trecută, că săptămâna trecută am stat, acum două săptămâni, când mi s-a stricat mie mașina, când mi s-a stricat turbina, am încărcat de undeva din Germania, de la ieșire din Germania, de pe capătul Germaniei, graniță cu Belgia, miercuri. Da, miercuri. Miercuri după masa. Am încărcat. Joi dimineața trebuia să fiu în Belgia să încarc mașina, dubița Fiat-ul pe platformă. Am și făcut un vlog atunci. Vineri la 12 trebuia să descarc la Cluj, în România. Distanță totală de la Bruxelles, de lângă Da, te dai tu la o parte? Te dai tu la o parte? N-ai tu nicio treabă. Vineri, joi, deci distanța de la Bruxelles, de lângă Bruxelles, de unde am mers, de unde am încărcat Anvers, de unde am încărcat Duba, până la Cluj, erau 1800 de kilometri. Acum, bineînțeles, dacă miercuri, când am încărcat marfa care trebuia descărcată la Cluj, porneam, aveam timp liniștit să ajung cu pauză, cu odihnă, deci a fost calculat bine inițial. Dar din start, când m-am pornit de acasă, am plecat inițial să încarc în Belgia și, nu, mă rog, s-o cam, ne mutăm din coșul, că aici sunt lucrări, s-o cam încurcat treburile un pic, am ajuns presat de timp. Nu prea mi-a rămas timp să mă odihnesc până la Cluj, numai vreo 2 ore de somn. Să zic așa, să ajung în timp la Cluj să descarc. 2 ore pentru cei de pe 3 jumate, nu spun cu mândrie, dar uneori te bucur când le ai. Mă rog, sunt firme și firme, curse și curse, nu prea depinde de firme. Deci, de la
din Belgia aveam 1800 de kilometri până la Cluj. Marfa trebuia descărcată urgent. Am intrat în țară pe la Oradea și după calculele mele ajungeam la Cluj pe la 11. Ceva în gen, țin minte că aveam o oră toleranță să ajung la Cluj. Așa au ieșit planurile, n-am calculat nimica. Pur și simplu m-am pornit și am mers. La ieșire din Oradea, o bubuitură sub capotă, mică, nu mare, să nu vă imaginați că mare, mașina nu a mai tras, a căzut în cap și acolo a rămas. În oraș, n-am forțat-o, n-am nimica, deci nu, parametrii de oraș. Am mai mers eu vreo 200 de metri până în prima parcare și acolo am rămas. Ei, dacă și m-am oprit un pecu și am uitat să-mi iau apă și pentru aia m-am oprit. Am luat mâncare și am uitat să-mi iau apă. Paranteză, închid paranteza. Marfa era urgentă. Tu dacă ai o singură mașină, ți se strică mașina, ce faci? Am avut noroc că firma de transport la care lucrez mi-am sunat șeful rapid, știind că marfa e urgentă, i-am dat un ochi la mașină să văd sub capotă, că am mai pățit odată când de la o buitură ca asta și nu mi-a mai tras mașina, mi-a sărit tubul de la intercooler și a sărit colierul, m-am oprit, am luat colierul, asta în Italia se întâmplase. Am pus colier, mașina mai veche, am pus colier și eu mers. M-am uitat, nimic, nu tu furtun, niciun furtun spart, niciun furtun ieșit, nu picura niciun lichid sub mașină, nimic. Ei, firma de transport, cum am zis, am sunat firma de transport, nu exagerez, în 15 minute, 15 sau 20 de minute, o altă dubiță din Oradea a venit în parcarea unde am fost, am încărcat marfa pe el, că nu era marfa grea, undeva la vreo 100 de kilograme euro paletul. Băiatul a avut lift la dubiță, o tras în paralel cu mine, în lateral, a pus liftul la mine pe mașină și efectiv i-am împins, că nu e mare lucru, nu sunt așa de grei de împins un euro palet. Și s-a dus și marfa s-a descărcat, fără să se penalizeze firma. Ei, când ai o singură mașină, ce faci? Eu, unul și părerea mea, îi că și eu m-am gândit să-mi deschid firmă de transport, să-mi iau mașină și să stau pe mașina mea pe comunitate, dar tocmai acest lucru m-a speriat. Ce faci, n-ai un backup? Plata de regulă se face la 2-3 luni de la descărcare, trebuie să ai o mulțime de bani pentru taxe de autostrăzi, pentru motorină, pentru asigurare, CMR, pentru mai multe. Ți s-ar merita, dar în foarte, foarte lung timp, plus leasing-ul de la mașină, că na, dacă ești afară, dacă toți șoferii ne plângem la firme, vrem mașini noi, vrem mașini cât de cât noi, vrem mașini bune, tu ca proprietar nu o să stai pe mașină din 2009, anii 90, anii 2000. Trebuie mașină. Păi să-ți iei mașină cu banii jos, să o echipezi cu pat, cu prelată, iarăși o grămadă de bani, intri în leasing, plătește leasing-ul, deci nu ți se prea. Dacă stai să tragi o linie, eu asta am făcut, vă zic, strict, clar, pe pielea mea. Când am tras linia, am mai vorbit cu cineva care avea o mașină, două, și am tras linie față de salar care l-am acum cu mașina mea, probabil câștigam undeva la vreo 200-300 de euro, depinde de cursă, 400 de euro pe lună mai mult. Ai, poate și 500 de euro mai mult pe lună. Ai zice, bă, dacă pe tine nu te interesează 300-400 de euro, 500 de euro pe lună, ești ciudat, ai ceva la cap. Îs important diferența aceea de 3-4-500 de euro. Dar cu ce scop, cu ce preț, adică stresul care l-ai, stai, caută încărcări, nu găsești, le combini, le iei, le faci, sună
clientul ia marfa, sunt țepe, fel și fel de țepe și pe bursă, care nu se mai plătește și la noi la firmă. Am auzit că și cu camion au fost țepe, plus, se fură marfa. Acolo iarăși ai asigurare dacă ai asigurare de marfă, dar până îți încasezi tu banii de pe asigurare, trebuie să plătești marfa la om. E complicat și pentru tot stresul ăla, mai bine mă lipsesc de acel surplus de bani de 300-400 de euro, 500 de euro și știu că încărcările mi se caută, descărcările sunt ok, mi-au banii la dată fixă, fără stres. Eu nu sunt om care să mă stresez și de asta zic că nu se prea merită la o mașină. Ei, în momentul în care ai 3, 4, 5 mașini, acolo e altceva, deja e alt circuit de bani, altfel se învârt banii, îți permiți mai multe. Deci asta e părerea mea, strict părerea mea, că nu se merită cu singura mașină. Nu zic, sunt foarte mulți care fac chestia asta, eu zic pe extern, pe tur-retur sau comunitate. Pe România nu știu cum se plătesc cei, cum îi habar n-am. Probabil pe România se câștigă puțin mai bine pe mașina ta. Te învârți altfel în România. Zona de sus a țării, în graniță cu Ucraina, se mai poate procura, n-am ce căuta aici, trebuie să mă pe banda aia altă. Se mai poate procura motorină din Ucraina, motorină sub prețul din România și na, la calitate mult mai mică, dar nu contează că peste 3 luni schimbi jumătate de motor, contează că pui motorină ieftină. Aia contează. Da, e probabil mai altfel în România. În România probabil se merge și foarte mult peste tonaj. Nu zic afară, nu se merge peste tonaj, se merge și afară peste tonaj. Dar unele mărgi de eroare. Adică, nu zic, probabil sunt firme care încarcă 5-600 o tonă peste tonaj și pe 3 jumate. Se văd pe mașini, nu pot să mint că nu se văd. Dar cred că în țară, nu știu cât oprește ISCTR-ul dubele de 3 jumate, dar în țară ai fel de fel de rute alternative, se dă prin stație foarte, foarte mult și nu ai cum să nu fentezi. Deci asta zic, pe țară nu se merită. Bă, voi trebuia să veniți la lucru în România să faceți autostrăzi, mă, nu la net, ne-am țat bucăt. Mai faceți și la... Da. Deci asta e tot ce vreau să spun. E interesant, e cu dus și întors cu o singură mașină. Sper că am fost înțeles, nu mă prea pricep eu să explic și să dau termen, dar sper că am fost înțeles. Da, astea fiind spuse, cam atât cu vlogul din săptămâna asta, cred că va fi un vlog relativ lung față de celelalte, pentru că am filmat și interiorul mașinii și acum și inițial am vrut să mă limitez doar la prezentarea cabinei, dar dacă am spus că ne auzim de pe drum și tot am avut, acum aici rămân, și tot am avut această întrebare, am zis că mai filmez câteva minute și sper că nu v-am plictisit. Nu uita să te abonezi, lasă un comentariu să mă ajută, dacă te-ai abonat, pifiază clopoțelul. Nu uita că în comentarii, adică în descrierea vlogului, găsești și link-ul spre băiatul care mi-a făcut preșul. Calitate, zic eu, sunt foarte mulțumit de aceste preșuri și totodată trimitere către pagina de Facebook. Sunt cam inactiv pe pagina de Facebook, dar mă străduiesc să postez cât de des, nu prea eu sunt pe Facebook-ul. Da, v-am lăsat, pa, pa!